Deși flatat la început, Grigoraș s-a scârbit de subiectul numit Steaua. Antrenorul spune că nu a fost căutat de nimeni din staful Stelei și că va rămâne la Pandurii. Nu văd niciun motiv de ce aș pleca de la Târgu Jiu. Și ca să mai scurtăm puțin din speculațiile care au avut loc în ultimul timp, care pe mine mă deranjează foarte mult. Grigoraș a fost deranjat la culme de ultimul zvon lansat, și anume că ar fi fost sunat de Ilie Stan, care i-a reproșat pe un ton vehement că vrea să ia locul la Steaua. Au apărut tot felul de prostii, că m-a sunat Ilie Stan și m-a înjurat. Cine mă cunoaște știe că dacă ar fi făcut lucrul ăsta, primea înzecit și pe gură și prin toate felurile. Dar n-a fost nimic adevărat. Grigoraș mai are un an și jumătate de contract cu Pandurii. Poate vine apoi domnul Condescu și îmi dă prelungire pe încă 5 ani. Mă mut aici, îmi fac și cabană, glumește antrenorul, care a făcut minuni la Pandurii în numai un an. Niciun antrenor n-ar fi cretin, n-ar fi nebun la cap să preia o echipă când mai sunt 3 etape din turul campionatului. Înseamnă că acel antrenor vrea într-adevăr să ducă acolo pentru a-și trece în CV nu știu ce nume de echipă și sau eu știu să-și ia o primă de instalare. Ceea ce nu e cazul la mine. Cu Grigoraș pe bancă, Pandurii ocupă locul 5 în Liga 1 și e calificat în sferturile cupei.